bucur să fiu alături de voi astăzi la recomandarea săptămânii. Tehnologia este alături de noi în fiecare zi, iar ea avansează destul de rapid. Așa că astăzi vreau să vorbim așa despre lumea tehnologiei și despre soluțiile inovatoare care se găsesc în fiecare zi pentru starea noastră de bine. Și l-am invitat pe un expert în tehnologie, pe Marian Călinescu. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Așa cum spuneai mai devreme, tehnologia avansează într-un ritm alert, cel puțin în ultimii ani, asta vedem cu toții. Motiv pentru care avem tendința de a apela la diferite device-uri care sunt dezvoltate și adaptate nevoilor noastre cotidiene. O să fac referire la un smartwatch pentru că îl purtăm în fiecare zi, avem nevoie de el. Are funcții care ne ajută la diferite activități sportive, la măsurarea calității somnului, la anumite exerciții fizice, detectează anumite mișcări, îți poți seta obiective, îți poți seta alerte și aceste lucruri te ajută să economisești timp sau să-ți măsori anumite activități. De exemplu, unii oameni aleg să-și măsoare calitatea somnului. Nivelul de detalii este mult mai mănunțit atunci când ai și un ecosistem la mijloc, adică o aplicație pe telefonul mobil. Alți oameni aleg să își măsoare nivelul de saturație în sânge, de exemplu, sau chiar ritmul cardiac, având astfel un control permanent a bătăilor inimii sau a sănătății, sau în funcție de ce activități face sau de ce sport practică, aceste măsurători exacte îi ajută să-și mențină anumiți parametri sub control. Dacă avem copii, cu cine poate ajuta această tehnologie în relația cu ei, ca și părinți? În primul rând, dăm voie să-ți spun o frază comică. Un smartwatch este bun pentru părinți dacă îl poartă copiii. Și aici o să dezvolt puțin subiectul, pentru că de cele mai multe ori părinții aleg să achiziționeze un smartwatch pentru copii, cel puțin până la o anumită vârstă și atunci când aceștia sunt în școală, din motive de siguranță. Pentru că ceasul este în permanență la mână și acesta are incorporate sau beneficiază de tehnologii care îi ajută pe părinți să știe în orice moment unde se află copilul și poate comunica cu el prin intermediul smartwatch-ului, care are și funcții de telefon. Doar unele modele, nu toate modelele. Așadar, copiii sunt în permanență monitorizați de părinți. Aceștia au și partea de entertainment, unde se pot juca, pot avea anumite funcții pedometru care să le măsoare pașii, astfel părinții știu dacă au făcut mulți pași într-o zi în direcția aceasta. Cum putem beneficia de dispozitivele pe care le folosim zi de zi? Uite, de exemplu, cum mă gândesc la mișcare. Cu cine ajută un dispozitiv atunci când facem sport? În primul rând, un astfel de dispozitiv pe care îl porți în permanență cu tine la mână îți poate înregistra o serie de activități, de mișcări. Și aici pot să pornesc de la cele mai simple, de la mers. Pur și simplu, aplicația îți înregistrează pașii pe care îi parcurgi, după care mergem mai departe la alergat, unde iarăși avem posibilitatea să registrăm cu exactitate, aplicația o face, nu noi, prin comunicarea cu smartwatch-ul, până la diferite activități, poate chiar și la sală, pe o bicicletă eliptică sau pe mers cu bicicleta clasică. Putem să-l folosim chiar și la înot, pentru că ceasul este capabil să recunoască anumite medii, chiar și apa, este și rezistent la apă. În ansamblu, tehnologia sau tehnologiile din acest smartwatch îți oferă posibilitatea să ai un istoric asupra tuturor exercițiilor, a mișcărilor pe care le faci. În plus, ne ajută și la măsurarea consumului de calorii. În concluzie, tehnologiile actuale pot contribui semnificativ la un stil de viață sănătos. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi astăzi și ne-ai invitat așa puțin în lumea tehnologiei. Și eu îți mulțumesc pentru invitație, a fost o foarte mare plăcere să particip alături de tine. Vă rămâneți în continuare cu Sport, Dietă și Vedetă
și ați aflat că avem la îndemână în fiecare zi diverse posibilități pentru a ne îmbunătăți stilul de viață. Ne revedem sâmbătă viitoare cu altă recomandare a săptămânii.